Mulțumesc, mulțumesc, sunteți grozavă, mulțumesc pentru aceste aplauze și vă rog din suflet pentru fratele meu, prietenul meu, Florin Gheorghe, încă unul de aplauze, că a fost grozavă aici pe scenă. Na, dacă îl vedeți prin Sephora, țineți paznicul de vorbă, ăsta e sfatul meu. Oameni buni, vreau să vă mulțumesc din suflet că sunteți aici în această seară, înseamnă enorm și vă prețuiesc enorm pentru că ați venit, sunteți niște oameni absolut minunați, grozavi și chiar mă emoționează prezența voastră și mulțumesc din suflet. Înainte să încep, vreau să mă înclin în fața voastră pentru că sunteți absolut minunați. Eu am să încep cu o chestie despre mine. Eu am făcut relativ recent 30 de ani. Și constat că am început să am țâțe. Mie toată viața mi-au plăcut țâțele. Și Dumnezeu a spus, Geo, ia țâțe. Și eu bineînțeles că am vorbit cu el, am comunicat, înapoi am spus, Doamne, îmi plac țâțele, dar la femei. Și Dumnezeu a spus, e tot ce pot să fac. Ce mă deranjează la țâțele mele este că sunt destul de mărișoare. Cred că o moștenesc pe maică-mea, cel mai probabil. Ca să înțelegeți, când alerg, mă dor. Știu ce vă gândiți, sigur, Geo, de parcă tu ai alergat vreodată. E adevărat, nu alerg, dar asta pentru că mă dor țâțele, da? Un alt lucru care mă deranjează la țâțele mele este că sunt total inutile. Niciodată țâțele mele nu o să-mi folosească în nicio situație de viață. Nu e ca și cum pot să fiu la un moment dat la un date cu o fată? Să mă uit la ea să-i spun, hei, 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 Cristina, Cristina, Cristina! Ochii mei sunt aici, nu aici, da? Nu e ca și cum pot să merg pe stradă la un moment dat? Văd o doamnă cu un copil care plânge, mă duc la ea și spun, Doamnă, dați-mi-l puțin! Bine, bănuiesc că sunt foarte utile în cazul în care un prieten are o zi proastă. Pentru că dacă le strâng așa și scuip puțin, pot să mă fuți între țâțe. Felicitări! Asta încercam să exemplific. Ați ghicit. Dar într-adevăr, am făcut 30 de ani și nu mă mai simt tocmai în floarea vârstei, ca să zic așa. Nu mai sunt tocmai în putere. Și mi-am dat seama de asta ieșind în oraș și bând până dimineața cu oameni care au 20 de ani. Și dacă sunt printre dumneavoastră oameni de 30 de ani sau peste, care încă cred că mai pot să ducă, eu vă recomand să ieșiți în oraș să beți până dimineața cu oameni care au 20 de ani. Dar atenție, oameni de 30 de ani. Pentru că oamenii de 20 de ani nu ies în oraș să bea vinerea. Asta pentru că au la dispoziție tot weekendul să-și revină în casă, că exagerează cu băutura. Nu! Oameni de 20 de ani ies în oraș să bea marțea. Iar asta pentru că sunt în sesiune și sunt stresați pentru examenul de a doua zi. Pentru un om de 30 de ani precaut cu băutura, înseamnă să bei câte un pahar de apă după fiecare pahar de alcool ca să nu-ți fie rău a doua zi. Pentru un om de 20 de ani precaut cu băutura, înseamnă să nu bei în locuri unde e băutura scumpă. După noapte de beție adevărată, ca să-și revină, un om de 30 de ani are nevoie de zeamă de varză, 4 aspirine, 8 colibiluri, 47 litri apă, 2 interne în spital și o babă care să-i descânte. După noapte de beție adevărată, ca să-și revină, un om de 20 de ani are nevoie de o cafea, o țigară și încă 4 beri. Dar nu vreau să vă impacientați. Dacă aveți 30 de ani, sau urmează să faceți, sau peste 30 de ani, nu vreau să vă impacientați pentru că sunt și lucruri bune la vârsta de 30 de ani. De exemplu, datingul. E mult mai ușor la 30 de ani față de 20 de ani. La 20 de ani, dacă vrei să-ți găsești pe cineva, trebuie să depui efort. Trebuie să ieși în oraș, trebuie să-l asculți pe celălalt, să dai din cap, să te prefaci că-ți pasă. Foarte complicat. La 30 de ani, lucrurile sunt mult mai simple. Amândoi știu de ce se află acolo. În principiu, pentru sex. E mai mult o tranzacție decât un date. Vine bărbatul la femeie și îi spune, iată-mă. Am făcut duș. Și femeia spune, nici nu trebuia să ne futută de un an, hai să mergem.
Să știți că eu aș propune un sistem simplu de gândire atunci când vine vorba de prima întâlnire. Eu aș propune ca la prima întâlnire, indiferent de vârstă, eu aș propune ca la prima întâlnire, să spunem că se desfășoară într-un restaurant. La prima întâlnire, înainte ca el și ea să apuce să comande ceva de pe meniu, el și ea să meargă în baia restaurantului respectiv, bărbatul să-și dea pantalonii jos, femeia să analizeze ce se întâmplă acolo jos, să decide dacă continuă date-ul sau nu. Să analizeze femeia ce se întâmplă acolo jos ca și cum și-ar cumpăra o mașină nouă. Să fie femeia acolo exact ca un samsar. Deci e dumneavoastră, da. Primul proprietar? Am glumit, știu că sunteți primul proprietar. Câți centimetri ziceați că are? Și vă dați seama, bărbatul prezentabil, încercând să impresioneze. Doamnă, să știți că are 18 centimetri. Nu știu ce să zic, băiatul meu, că eu am văzut multe. Asta pare mai mult de 14, dacă mă întreb pe mine. Pot să dau o tură? Da, doamnă, vă rog. Nu știu ce să zic, cuițele astea cam lăsate, nu-mi place deloc. Dar văd că nu ia din prima, a? Aș vrea să vorbesc puțin cu doamnele din această seară. Mai stau un pic. Să o faceți la următorul date, e grozavă, credeți. Eu o fac cu fiecare bărbat cu care e. Dar aș vrea să vorbesc puțin cu doamnele din această seară, doamnelor. Vreau să vă spun un lucru. Noi bărbați, noi știm, suntem conștienți că viața voastră e mult mai dificilă decât viața noastră. În viața voastră există foarte multe momente dificile. Doar ca exemplu, în fiecare lună voi aveți perioada aceea a lunii, da? Când, desigur, există crampe, dureri, curge sânge de acolo de jos, omorâți oameni pentru ciocolată, foarte complicat. Dar vreau să știți, doamnelor, că și în viața noastră, ca bărbați, există momente cel puțin la fel de dificile. De exemplu, există un moment în viața oricărui bărbat care se întâmplă frecvent și care de fiecare dată când se întâmplă îl neliniștește pe bărbatul respectiv. Și acesta e momentul când bărbatul are erecție din senin. Practic când se scoală pula de ampulea, dacă îmi permiteți. Și acest moment poate apărea oricând. Poți să stai liniștit pe canapea, te uiți la un documentar și la un moment dat simți cum începe să se ridice. Și automat începi să spui întrebări, bă, ce se întâmplă? Atât de mult îmi plac gazelele, ce căcat! Și pentru că în moment atât de dificil, atât de delicat, eu m-am întrebat de ce se întâmplă, de ce avem erecție din senin. Și singura explicație pe care am găsit-o este că penisul e un organ prost. De asta se și spune despre oamenii proști că gândesc cu capul de jos. De asta și există în popor expresia pula nu știe carte. Adică penisul nu are suficientă informație astfel încât să realizeze că unele momente în care se ridică sunt nepotrivite. Numai că pe mine nu m-a satisfăcut acest răspuns. Așa încât am mers și mai departe cu întrebarea și mi-am zis, ok, dacă pula nu știe carte. Asta e teorema. Întrebarea este, de ce nu știe pula carte? Pentru că noi avem un cap unde acumulăm informații. Și penisul are un cap unde la rândul său ar putea acumula informații. De ce nu o face? Mai mult decât atât. Ținând cont că există expresia, te trage pula târâș. Ceea ce demonstrează clar că penisul are voință. De ce nu-și folosește această voință și nu te trage târâș către o bibliotecă? Și explicația pe care am găsit-o este că poate. E de la modul cum noi bărbații ne masturbăm. Poate ceva din felul cum noi o facem a afectat capacitatea cerebrală a penisului. Pentru că să recunoaștem, sunt diferențe majore între cum o fac femeile și cum o fac bărbații. Doamnelor, la voi arată frumos.
La voi arată ca și cum ați face masajul unei zânișoare mici și fragile. La noi arată ca și cum ai sugruma o țestoasă. Pentru că asta este penisul când nu e în erecție. O țestoasă care stă în carapace. Și tu trebuie să prinzi țestoasa. Și cum faci? O ademenești cu filme porno. Pui un film porno și penisul devine curios. Hei, dar ce se întâmplă acolo? Și când ai ieșit suficient de mult din carapace, pac, ai prins țestoasa. Uneori mai și scui, puu, ca să noate țestoasa mai bine. Vă dați seama că gestul ăsta cu pumnul strâns plus umilința scuipatului n-are cum să-i facă bine țestoasei? Tu practic îi distrugi capul, n-are unde să mai acumuleze informație. Că de asta se și spune în popor că îi dai în cap, ca asta faci. Eu urmăresc foarte multă pornografie, nu știu dacă v-ați dat seama. Și aș vrea să vă povestesc o zi de-a mea, din viața mea, o zi în care eu mi-am pus un film porno. Un film care a durat 30 de minute, atâta ținea filmul porno, 30 de minute. Și la un moment dat, cum se întâmplă de fiecare dată, când îmi pun un film porno de 30 de minute, la un moment dat am terminat. Ești, pentru prima oară în viața mea, m-am gândit să las și filmul să se termine. Adică dacă eu am terminat, să termine și filmul, așa mi s-a părut mie bărbătește în acel moment. 28 de minute mai târziu s-a terminat și filmul. Și am văzut la final că filmul respectiv avea regizor. Eu până în acel moment n-am știut că filmele porno pot avea regizor. Niciodată nu m-am uitat la un film porno pentru regia lui. Niciodată nu mi-am pus un film porno pe televizor să mă așez pe canapea cu un bol de popcorn, să mă uit admirativ, să spun: bă, ești nebun, mame, tinere, pultar, volumul 87. Ăsta are ceva din poetica vizuală lui Tarkovski în filmul Călăuza, grozav. Dar totuși, filmele porno au regizor. Și atât de mult m-a frapat această informație, încât am decis să caut mai multe despre industria porno. Și am aflat că în această industrie există niște premii. Premii care se numesc premiile AVN. Ceea ce mi se pare foarte potrivit, pentru că sună ca o boală venerică. Dar ce e și mai amuzant decât această denumire e faptul că dacă în industria porno există premii pentru filmele porno, asta înseamnă că în industria porno există critici de filme porno. Care nu sunt ca noi lăbari obișnuiți. Ei sunt niște conesori ai lăbii. Adică dacă noi ne uităm la un film porno, acolo unde noi vedem un bărbat că își dă drumul pe fața unei femei, un critic de filme porno vede un tablou fin pictat cu linii de slobos. Ei, și aceste premii de care vă vorbesc sunt exact ca la Oscaruri. Sunt pe categorii. Premiu pentru cea mai bună regie, cea mai bună actriță, premiu pentru cel mai bun scenariu. Surprinzător, pe lângă regizor există și scenariu în filmele porno. Sunt oameni care nu mai poate să dea o labă dacă n-au un dialog bun înainte. Și chiar mă întreb, care este criteriul în funcție de care se acordă aceste premii porno? Eu am presupus că în funcție de numărul de lăbi. Serios, se strâng mai mulți critici de filme porno într-o sală de cinema. Toți bărbați, pentru că noi consumăm mai multă pornografie. Toți cu țestoasele în mână, că doar sunt la lucru, ce naiba. La un moment dat, unul dintre ei se oprește și spune: ce-i porcăria asta? Eu nu pot să termin pe așa ceva. 0 lăbi din 5. Dar revenim la regizor, pentru că de acolo plecase. Întrebarea mea este: oare acest regizor porno dă indicații actorilor așa cum se întâmplă la un film obișnuit? Oare acest regizor porno stă pe scaunul lui de regizor, privește intens la o scenă de sex și la un moment dat spune: Nu. Stop, opriți! Bă, copii, bă! Ce e asta, bă, copii, bă? Alexandra, ce-i cu tine, mă, fată? Ăla-i sex oral, mai Alexandra, ce faci tu acolo? Ăla-i sex oral? Măi, fată, eu te văd că pui gura. Dar nu pui suflet, bă, Alexandra, bă!
Păi trebuie să ți se citească iubirea în ochi, tu înțelegi? Ia ascultă! Poți să spui te iubesc cu pula în gură? Te iubesc. Perfect, rămâne așa! Și tu, Laurențiu. Laurențiu, băiatule. Cum dai, mă, așa, nea? Ca într-un sac de cartofi? Tu ai citit scenariu, Laurențiu, ai citit scenariu? Tu cunoști relația dintre personaje? E sora ta, Laurențiu, sora ta! Am să continui seria dezvăluirilor. Și am să vă spun cu sinceritate că eu mă gândesc foarte, foarte mult la sex. Asta pentru că eu personal îmi doresc foarte mult să fac sex. Și pentru că îmi doresc acest lucru, mi-am pus întrebarea: cum să cucerești o femeie? Sau mai bine spus, care e calitatea definitorie pe care orice femeie o caută la un bărbat? Și am făcut cercetări. Am citit interviuri în reviste pentru femei. Am vorbit cu femei pe care le cunosc. Și toate, în proporție de 100%, mi-au spus că ele caută în primul rând ca un bărbat să aibă simțul umorului. Cu alte cuvinte, dacă vrei să cucerești o femeie, dacă vrei să faci sex cu o femeie, trebuie să ai în primul și în primul rând simțul umorului. Ceea ce e un mare căcat. Pentru că eu am simțul umorului de când mă știu. Știți de câte ori m-a ajutat pe mine simțul umorului să fac sex pe parcursul vieții mele? De 2 ori. Ca să înțelegi ce înseamnă asta, o să recurgem puțin la statistică. Eu am făcut prima oară sex la 18 ani. Acum am 30. Asta înseamnă 12 ani de făcut sex. Nu continui, e adevărat. Am mai luat și pauze. Dar 12 ani de făcut sex. Asta înseamnă 144 de luni. Faptul că pe mine simțul umorului m-a ajutat să fac sex de 2 ori în 144 de luni, rezultă că eu am făcut sex cu ajutorul umorului de 0,014 ori pe lună. Ce înseamnă această proporție matematică în termeni reali, mă întrebați? Ei bine, labă! Și merg și mai departe cu demonstrația. Merg și mai departe cu a vă demonstra că femeile sunt ușor ipocrite atunci când spun că ele caută simțul umorului la un bărbat. Gândiți-vă! Eu fac stand-up, da? Ceea ce înseamnă că după fiecare spectacol în care eu am făcut sala sărâdă, eu ar trebui să fac sex. Și din nou, recurgem la statistică. Presupunem că într-un an eu am 10 spectacole pe lună. Asta înseamnă 120 de spectacole. Din 120 de spectacole, presupunem că 10% sunt bune, 12 spectacole bune, 12 fete care să mă fută după spectacol. Unde sala 12 fete? Sau măcar o fată vede toate 12 spectacole, mă fute de 12 ani, ce asta nu s-a întâmplat? Pentru că eu, credeți-mă, după spectacole, am făcut sex de 0 ori. Ba mai mult decât atât. Ținând cont că după unele spectacole m-am masturbat, asta înseamnă că ești pe minus. Și țin minte că încă din perioada liceului încercam să-mi folosesc această armă a umorului ca să cuceresc fete. Și ținta mea principală în acea perioadă era o fată, căreia în această glumă, pentru că nu contează numele ei, o să-i spunem S. E, și eu pe această S, eu fiecare pauză o făceam să râdă. Și cu ea nici măcar nu m-am ținut de mână, firar să fie. Și chestia asta, chiar și acum la 30 de ani, reprezintă pentru mine o traumă. O traumă atât de mare încât chiar și acum la 30 de ani, eu îmi doresc să o cuceresc și să mă răzbun pe această S. Și pentru că nu am reușit cu simțul umorului, eu am deja în minte un scenariu. Un scenariu care merge la sigur. Un scenariu cu mine, celebru și bogat, la o reuniune de liceu, cucerind-o și răzbunându-mă pe această S. Și scenariul e în felul următor. 2 puncte. Exterior. În fața liceului este adunată promoția 2010. Brusc, lângă ei, oprește un superb Mercedes S-Class negru, motor V8 biturbo 480 de cai. Nu varianta cu motor V6 biturbo de 320, cai pentru săraci. Geamul ușii din spate coboară și o mână împodobită cu un superb Rolex salută mulțimea. De pe locul șoferului se dă jos Fuego, ca
care aleargă într-un suflet să deschidă ușa din spate. Mulțimea freamătă. Și o singură întrebare e pe buzele tuturor. Dacă Fuego este șoferul, oare cine o fi străinul misterios? Fuego deschide portiera și în pragul ei apare tânărul și chipeșul G.A. Ăsta sunt eu, v-ați prins? G.A., Gio Adrian, v-ați prins? G.A. Îmbrăcat în training. Are suficient bani să-și cumpere un costum de cea mai bună calitate, dar nu vrea să uite de unde a plecat. Fuego închide portiera în urma lui, în timp ce G.A. îi spune cu blândețe: mai încet în pula mea, care soft close. Cu pași de felină, G.A. se îndreaptă către mulțime. Profesoara de istorie leșină la picioarele lui. Nu ridică, pentru că la un moment dat a pus 7, deși știu să de 8, târfa dracului. Cu mersul său elegant, se apropie de S și cu o voce puternică, masculină, îi șoptește la ureche: bună, te fuți! Pătrunsă de emoție, S răspunde: da, aș vrea. La care G.A. replică nepăsător: târziu. Pentru că sunt deja într-o relație fericită, bazată pe iubire și respect. Așa încât nu pot decât să spun: suci pula, metaforic vorbind. Sfârșit, asta a fost scenariul. Nu știu dacă v-ați dat seama după glumele cu labă, dar sunt singur de ceva vreme și... Dar să știți, stând singur, mi-am dat seama de un lucru. Mi-am dat seama că nu-mi plac deloc cuplurile de îndrăgostiți. Și nu-mi plac pentru că își exagerează sentimentele. Cuplurile de îndrăgostiți spun lucruri de genul: ești soarele meu, ești luna și toate stelele. Pe bune, el, Mircea, care uneori face biluțe de muci și le pune pe piept ca să aibă cu ce se joace la Asia Express, el e soarele tău? Sau lucruri de genul: ești totul meu, ești infinitul și dincolo. Pe bune, ea, Mihaela, care uneori nu șepilează mustața ca să-i mai acopere din herpes, ea e infinitul tău? Eu cred că în relații lucrurile ar trebui să fie mult mai sincere. Oamenii ar trebui să spună lucruri sincere de genul: nu ești chiar totul meu, dar nu ești nici nimic, ești un ceva. Sau poate că soare e mult spus, dar un bec de 75 de vați tot ești. Iarăși, în relații există promisiuni grandioase. Promit să fac totul pentru tine până la sfârșitul vieții. Nu! Promisiunile trebuie să fie sincere. Promit să țin la tine până când încep să țin la altul. Sau promit să nu fac sex cu cea mai bună prietena ta, decât dacă ea insistă. Iar dacă întreb cupluri de îndrăgostiți cum s-au cunoscut, toate cuplurile îți vor spune că între ei a fost dragoste la prima vedere. Oameni buni, nu există dragoste la prima vedere. Atracție sexuală la prima vedere, asta da, fluturii pe care tu îi simți în stomac, nu sunt chiar în stomac, sunt un pic mai jos. De asta cred că și la întrebarea cum v-ați cunoscut, oamenii ar trebui să dea răspunsuri sincere. Femeile să spună lucruri sincere de genul: aveam 30 de ani și ceasul meu biologic spunea tic-tac, Diana, timpul trece. Bărbații să spună și ei lucruri sincere de genul: când am văzut-o, am știut că ea are tot ce mi-am dorit vreodată la o femeie. Vagin. Și pentru că există această ipocrizie a relațiilor, eu m-am întrebat cum îți dai seama dacă cel de lângă tine este cu adevărat sufletul tău pereche. Din fericire pentru voi am un răspuns. Am un test care chiar funcționează. Din păcate este un test pe care doar doamnele îl pot aplica partenerilor lor, așa încât doamnelor, dacă vreți să aflați dacă cel de lângă voi este cu adevărat sufletul vostru pereche, mergeți la el și spuneți-i în felul următor. Spuneți-i așa: iubitule, tu mă iubești pe mine? Și el va spune: da, iubito, te iubesc.
Atunci, dacă mă iubești, iubitule, spuneți voi, ai face orice pentru mine. Și el va spune, pentru că e prost, da, iubito, orice. Atunci, dacă ai face orice pentru mine, iubitule, m-ai lăsa să te fut în cur. Am să las un pic de pauză aici pentru că doamnele care sunt cu cineva în această seară să se întoarcă către el să-l privească în ochi. Și eu vă garantez, doamnelor, eu vă garantez că în acei ochi veți vedea scris, citeți mesajul, coaie, nu iubesc așa mult. Dar e posibil, e posibil, doamnelor, e posibil ca în acei ochi voi să vedeți scris mesajul, da! Atunci, felicitări, doamnelor, acela este sufletul vostru pereche. Asta sau e homosexual? 50-50! Dar oricum ar fi, doamnelor, oricum ar fi. Fie că e sufletul vostru pereche, fie că e homosexual, oricum ați câștigat. Pentru că din acel moment, voi ați câștigat orice bătălie de cine e cea mai șmecheră în grupul vostru de prietene. Doamnelor, dacă voi vă futeți bărbatul în cur, nu mai are cum să vin la voi, Grațiela, să vă spună, fată, m-a dus al meu 2 săptămâni în Maldive. Voi puteți spuneți, da? Eu îmi fut bărbatul în cur. Nu mai are cum să vin la voi, Andreea, să vă spună, fată, mi-a luat al meu o mașină nou-nouță. Voi puteți spuneți, da? Eu aseară când am venit de la muncă, mi-am pus frumos un strapon, l-am pus pe al meu capră, m-am aplecat, am scuipat pentru că sunt o doamnă și l-am futut în cur. Și cu asta eu vă mulțumesc tare mult. Ați fost un public absolut fantastic. Vă mulțumesc din suflet. Mă înclin în fața voastră. O seară minunată în continuare. Pa!